Acum mergem la un business bazat pe cea mai sănătoasă mâncare, adică ciorba. Kitchen este un proiect etnourban unde clienții se bucură de rețetele tradiționale românești. Cu o locație care ne aduce aminte de bunici și mai ales de bucătăriile lor, gustul ciorbei de acasă reușește să atragă clienți chiar și pe liceeni, care descoperă gustul ciorbei tradiționale românești. Haideți să aflăm mai multe chiar din bucătăria Kitchen. Deschis de un an și jumătate, prima locație în Cotroceni. O locație mică, sincer nu știam ce impact va avea. Faptul că a început să se miște foarte repede înseamnă că am atins o nișă de care era nevoie cel puțin în zona de business corporate a zonei respective. Mă refer la cartierul Cotroceni. Proiectul nostru are influențe etno-urbane, dacă aș putea să-i spun așa, pentru că am căutat să reproducem o atmosferă caldă, o atmosferă plăcută, care ne duce pe toți cu gândul la lucruri dragi tuturor, începând de la, eu știu, teluri, aragaze vechi cu care am crescut toți, păcălețe, deci foarte, foarte multe elemente de bucătărie tradițională, aș putea să-i spun. Conceptul a plecat de la ideea de a oferi clienților noștri în fiecare zi 6 sau 7 ciorbe, tot timpul alte ciorbe. Am căutat să venim în întâmpinarea celor care ne calcă pragul, tocmai cu niște rețete tradiționale. Echipa noastră de bucătărese, pentru că sunt niște tântici, caută să vină tot timpul cu rețete, să aducă în zilele noastre rețete vechi. Chiar avem o carte de prin 1950 din care ne inspirăm și sunt atât de multe rețete de ciorbe românești încât cred că un an de zile putem face ciorbe fără să ne repetăm. Adică este o plajă foarte, foarte largă în a veni tot timpul cu ceva inedit. Am reușit să aducem niște plăcinte de casă, făcute un pic atipic față de plăcintele standard de patiserie, făcute cu fruct, de post și fără zahăr. Lucru care iarăși a prins foarte, foarte bine, mai ales că în rândul clienților noștri avem foarte mulți vegani. Toate astea, până la urmă, cred că au condus la unicitatea locului nostru, că practic prin asta vrem să ne definim. O locație în care vii să mănânci o ciorbă care are gustul copilăriei, gustul de acasă și tot timpul altceva. Niciodată ciorbele de a doua zi nu sunt cele pe care le-ați mâncat cu o zi înainte. De cele mai multe ori se și termină, în jur de 3, 4, 5 după amiază se și termină ciorbele. Deci toți clienții s-au întâlnit cu situația de a veni la noi în locație, aș dori să mănânce o ciorbă pe care n-au mai găsit-o. Deci cred că prin chestia asta am câștigat, prin faptul că noi nu ne dorim o industrializare a conceptului nostru Kitchen, ba din contră vrem foarte mult să ținem cont de ce își doresc clienții. Un lucru proaspăt, un lucru cu produse corecte, fără să punem eticheta bio pe niște lucruri pe care le cumpărăm practic din alte surse. Folosim puiul, de exemplu, de la ferma de la Baciu, unde se și vede diferența anuală, practic nu poți minți clientul. Din ce în ce mai mulți tineri, avem în jur două licee sau trei licee, vin și se întâlnesc să mănânce ciorbă. Eu unul, fiind o generație care a crescut cu ciorbă, am rămas surprins să văd că și puștii din ziua de astăzi au început să îmbrățișeze ideea de a mânca o ciorbă la prânz. Da, vin, mănâncă ciorbă, pleacă. Nu sunt numai fan, eu știu, fast food sau junk food sau eu știu ce se nu promovează foarte, foarte mult în ziua de astăzi vis-a-vis de mâncatul în viteză. Cred că toate lucrurile astea duc către
eu știu, un concept solid. De asta spuneam și mai devreme că nu dorim o industrializare, nu dorim să facem tone de ciorbe, să vindem non-stop ciorbe și până la urmă să pierdem din vedere practic lucrul pe care ne-am dorit să-l obținem, acela de calitate și de plăcerea de a mânca.